Sinaxar. În luna iunie, în ziua a doua, facem pomenirea celui între sfinți, Părintele nostru Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului. Acesta a trăit pe vremea împărăției păgânului împărat Constantin Copronimul, născut în împărăteasa cetăților. Părinții lui erau de bun neam și vestiți, numindu-se Teodor și Evdochia. Acest Teodor a fost iscălitor de cărți împărătești, poruncitoare, și, fiind el părât că este închinător la dumnezeieștile icoane, a fost chinuit cu bătăi și trimis în izgonire la Milasa cu pază cumplită, și după aceea a fost chemat și, nesupunându-se poruncilor împărătești, iarăși a fost izgonit la Niceea și, trăind acolo 6 ani cu multă nevoință, și-a primit sfârșitul. Iar fiul său, acesta, cinstitul Nichifor, tocmai din naștere a fost înfășat cu cununile ortodoxiei și crescut cu laptele dreptei credințe. Și, trecând vârsta prunciei și bine învățând, a fost rânduit în ceata scriitorilor. După aceea, socotind că toate sunt pleavă și păienjeni, s-a dus din cetate și a mers la Propontida. Și acolo singur a fost dat către Dumnezeu, petrecând cu multe trude și petrecere rea. Deci, întâmplându-se a se săvârși marele arhiereu Tarasie, Nichifor acesta a fost rugat de împărat să ia scaunul Patriarhiei Constantinopolului. Deci, peste puțină vreme, reposând împăratul numit mai sus și ajungând fiul său, Stavrache, moștenitor al împărăției, a cărui viață și a lui scurtă fiind, a primit sceptrul împărăției Mihail cel Binecredincios. Deci pe acesta, pogorându-l din împărăție, Leon, cel cu nume de fiară, și luând el împărăția, a stat împotriva sfintelor icoane și asupra dreptei noastre credințe. Însă cu neputință este să spunem și să scriem câte a zis cu îndrăzneală către păgânul și spurcatul acela, cinstitul părintele nostru Nichifor. Iar urătorul de Dumnezeu, îndată pogorându-l din scaun și izgonindu-l și băgându-l în temniță, a dat poruncă ca să nu aibă nicio căutare sau mângâiere de la nimeni. Și așa a rămas viteazul suflet chinuindu-se până când acest ticălos împăraș a lepădat sufletul, tăiat fiind și sfărâmat de ai săi în biserica cea din far. Iar fericitul acesta, fiind supărat de nevoi și de patim rele în mulți ani și fiind aproape de 70 de ani, și-a dat sufletul său în mâinile lui Hristos Dumnezeu, petrecând 9 ani în arhierie și 13 ani în surghiun. Deci se săvârșește pomenirea lui în cinstita biserica Sfinților Apostoli, unde se află cinstitele lui moaște. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului noului mucenic, Ioan de la Suceava, care a mărturisit la Cetatea Albă la anul 1332 și care de sabie s-a săvârșit. Acest sfânt mucenic, Ioan, a fost cu neamul din strălucita și marea cetate Trapezunt, viețuind lângă mare, la multe cetăți plutea și neguțătorie multă făcea. Iar odată, plutind el, corabia și adesea văzându-l vrăjmașul diavol, rugându-se lui Dumnezeu și postind și pe cei ce pătimeau de boli în corabie miluindu-i și mângâindu-i, pismuindu-l a ridicat asupra lui pe stăpânul corabiei, care era din eresul latinesc și foarte nemilostiv, cumplit și fără de omenie. Căci voia diavolul să împiedice calea mântuirii și să-l despartă de credința în Hristos. Deci a început Sfântul Ioan cu dânsul pe mare, în corabie, mergând, a se prici pentru credință. După aceasta au ajuns la cetatea Albă, ce era în țara Moldovei, fiind atunci partea aceea stăpânită de turci. Și intrând în cetate, acel rău credincios corobier a spus conducătorului cetății aceleia zicând: este un bărbat care a venit aici cu mine și voiește a se lepăda de părintească lui predanie și de credința lui creștinească a se înstrăina. Și la credința voastră a se apropia și predaniilor voastre părtași prea ales voiește a fi,
pentru care și cu multe jurăminte s-a făgăduit mie, plutind pe mare. Pentru aceasta, în grabă, să faci pentru el punerea la cale, ca să primești mare laudă, fiindcă este prea slăvit între cei din tâi boieri ai cetății Trapezunt. Auzind acestea, conducătorul, cu bucurie, așezut la judecată, poruncind să cheme pe mucenicul cu cinste. Și dacă a stat sfântul înaintea conducătorului cetății, a zis acesta către dânsul: destule am auzit despre tine, că voiești a te apropia de credința noastră, fiindcă a noastră credință de cei cinstiți cu cugetul se atinge, iar credința voastră cea creștinească și vrednică de râs să o lași, și predaniile și legile acelora, cu luminat glas înaintea acestei adunări se le blestem, ca și alții să ia pildă. Preamărește pe luminatul soare și dă cinste soarelui și luceafărului ce răsare înaintea lui, și jertfe să le aduci, pentru care mare cinste și boierie vei primi de la împăratul. Iar Ioan, cel îndrăznesc cu Duhul, a răspuns conducătorului cetății: să nu fie mie amălepădat de Hristosul meu, însuși ziditorul soarelui acestuia pe care tu, în înșelăciune ținut fiind, cinstești făptura ca pe Dumnezeu, cinstea datorată lui Dumnezeu, aducându-o fără de minte făpturii. Deci lasă tu înșelăciunea necredinței sufletului tău și primește haina dumnezeiescului botez, care mai mult decât soarele strălucește, și crede în Domnul nostru Iisus Hristos. Căci soarele este făcut în a patra zi, cum dară crezi, în făptură. Aceste cuvinte, auzindu-le tiranul, s-a aprins de mânie și a poruncit să întindă pe mucenicul la pământ și cu toiege, ghimpoase, fără de milostivire să-l bată. Dar făcându-se seară, a poruncit să lege pe sfântul cu două lanțuri și să-l arunce în temniță până dimineață. Iar a doua zi dimineață a șezut tiranul acela cu chip de fiară la judecată și a poruncit să aducă pe mucenic. Și stând înaintea lui sfântul cu față luminată și cu suflet vesel, s-a minunat chinuitorul de strălucirea feței lui și a început cu multă măgulire să îndemne pe mucenic. Iar sfântul, nebăgând seamă cât de puțin de aceasta, a răspuns tiranului: creștin sunt. Atunci tiranul, ca o fiară răcnind, a poruncit îndată să întindă pe mucenic la pământ și mai cumplit să-l bată. La care slugile se schimbau bătând pe sfântul, iar acesta, șoptind cu buzele, făcea rugăciuni. După aceasta a poruncit tiranul să lege pe mucenic de coada unui cal neînvățat și sălbatic și unul din ostași să încalce pe el și pe ulițile cetății cât va putea calul să alerge. Și așa a fost răsfântul prin toată cetatea. Iar un oarecare evreu, batjocorind pe mucenicul, a luat o sabie și, ajungând pe sfântul îndată, i-a tăiat capul. Și așa s-a despărțit capul de trup, lăsând să zacă în locul acela trupul sfântului împreună cu capul, nebăgat în seamă. Și nimeni dintre creștinii nu îndrăznea să se atingă de moaștele mucenicului. După aceasta, în noaptea aceea, multe făclii asupra moaștelor sfântului mucenic s-au văzut arzând și trei bărbați luminați cântau cântări minunate, cădindu-l, și un stâlp de foc asupra trupului mucenicului se vedea. Această minune mulți au văzut-o. Iar un oarecare dintre evrei, a cărui casă era aproape de mult pătimitorul trup, socotind că preoții creștini voiesc să-l ia și să-l îngroape, a luat un arc cu săgeată și, întinzându-l, a voie să săgeteze pe unul dintre dânsii. Iar arcul și săgeata lui s-au lipit de mâinile lui și așa toată noaptea a petrecut. Iar făcându-se ziua, acei minunați bărbați și făcliile s-au făcut nevăzute. Deci oameni de toate vârstele se adunau ca să vadă pe ticălosul săgetător, iar el tuturor cele ce i s-au întâmplat le spunea chiar nevrând. Apoi și scăpare de pedeapsa sa a primit. Și fiind înștiințat de această minune tiranul și temându-se foarte, a poruncit creștinilor să îngroape trupul sfântului, iar ei luându-l l-au îngropat la loc de cinste. După acestea,
Latinul acela, care a dat pe Sfântul la chinuri, a voit să-l fure și să-l ducă în patria sa. Deci, într-una din nopți, venind cu ai săi și săpând locul, voia să ia moaștele. Însă în aceeași noapte s-a arătat mucenicul lui Hristos, Ioan, preotului bisericii aceleia, zicându-i: scoală de grabă și aleargă la biserică, căci voiesc să mă fure. Și îndată, preotul, sculându-se cu grăbire, a alergat la locul acela și a aflat mormântul săpat și trupul Sfântului, puțin de nu a fost luat. Apoi, chemând poporul cel drepedincios, i-a spus cele ce se făcuse și toți au dat slavă lui Dumnezeu, cel ce preamărește pe sfinții săi. După aceasta, a pus cinstitele moaște ale Sfântului în Sfântul Altar, aproape de Sfânta Masă, și acolo a petrecut mai mult de 70 de ani și neîncetat se arătau ziua și noaptea feluri de vedenie asupra trupului mucinicesc. Deci a venit aceasta la auzul binecredinciosului și de Hristos iubitorului, marelui domn Alexandru cel Bun, cel ce stăpânea atunci toată Moldova și partea mării aceleia, care, iubitor de mucenici fiind, împreună cu sfatul preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Iosif, cel ce ocârmuia atunci biserica, îndată a trimis boieri cu destule oaste la Cetatea Albă, iar ei, cu grăbire și mare cinste, au adus la dânsul sfintele moaște ale mucenicului și, primindu-le cu vrednică cinste dinpreună cu toți măriții săi boieri și cu mitropolitul și cu tot clerul și poporul, le-au pus în Sfânta Mitropolie, în Suceava, la luminatul său scaun, care era, într-acea vreme, cetate domnească de scaun a Moldovei, unde felul de tămăduiri face Sfântul, încât și până astăzi, de la mormântul său, se dau tămăduiri tuturor celor ce aleargă la dânsul cu credință. Iar după o vreme, mutându-se domnia și mitropolia din Suceava la Iași, s-au mutat și sfintele moaște. În Moldova au fost aduse sfintele lui moaște cu alai domnesc la anul 1402 de binecredinciosul Alexandru Voievod, în al doilea an al domniei sale. Iar în anul 1686, pentru risipirea ce se socotea a fi și prăpădenia acestor țări, s-au mutat sfintele moaște din Iași în țara leșească cu bună voirea craiului Ioan Sobieschi, care se afla atunci cu oștile sale în Moldova, mergând împotriva tătarilor cu sfatul binecredinciosului domn Constantin Cantemir, care al doilea an avea într-o domnie, și al tuturor boierilor de dositei mitropolitul, până ce aveau să se aline tulburările. Iar întoarcerea acestor sfinte moaște a fost la anul 1783 prin dumnezeiască pronie, care s-a făcut de împăratul Iosif al Austriei, la rugămintea episcopului de Rădăuți, Dositei. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților 48 de mucenici de la Lyon, Potin episcopul, Sanctus diaconul, Vetius, Epagatus, Maturus, Ponticus, Biblis, Atal, Alexandru și Blandina Fecioara și cei împreună cu dânsii. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților 38 de mucenici care s-au săvârșit închiși într-o baie. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici, o mamă evlavioasă și cei trei copii ai săi. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților 10.000 de mucenici din Antiohia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Erasm, episcopul Antiohiei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marcelin, preotul, și Petru, făcătorul de minuni. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Evgenie I, episcopul Romei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios, Adalghisie, monah, evangelizator în Picardia, Franța. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios, Marin, soldatul,
devenit monah în Constantinopol. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Nichifor din Milet. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Nicolae, pelerinul, cel nebun pentru Hristos, de neam grec de la Trani în Puglia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului nou mucenic Dimitrie din Filadelfia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului nou mucenic Constantin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.